Evenimentul politic al săptămânii este începutul cursei pentru alegerile locale. Tocmai s-au terminat de înscris candidații în cursă. Ca de obicei, alegerile din capitală țin afișul. Și despre ele vom vorbi astăzi. Să nu uităm că politica, inclusiv cea locală, este vitală ca aerul pentru cetățeni. Alegătorii o respiră. Inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, expirați. Problema este că văzând listele electorale, trebuie să spun că inspirați sunt puțini, în schimb expirați cu duiumul. Așa că există riscul ca publicul să se sufoce. Un partid politic și-a alcătuit o listă pentru Consiliul Municipal București, care seamănă cu Naționala de Fotbal O70. Să mă întrebi, ce e aia? Păi, Naționala de Fotbal U19 înseamnă echipa națională de tineret Under 19, sub 19 ani. Lista partidului arată ca Naționala Over 70, peste 70 de ani. Echipa de Old Boys. E bine, pentru că ei sunt obișnuiți cu multe goluri, așa încât când vor descoperi bugetul primăriei, vor striga gol! Lor li s-a alăturat și un specialist în afaceri în fotbal, un autentic mitică. Un mitică expirat, arestat, condamnat, dar totdeauna gata să spună lucrurilor franș pe nume. Așa e el. Explica ce îl califică pentru un scaun de consilier municipal. Îl califică faptul că a construit un bloc în București. Vorba lui Caragiale. Hai, nene, că ești dulce. Mai avem pe listă și alte sporturi, nu numai fotbal. De pildă canotajul. Vreau să văd dacă o fostă mare campioană va ști să văslească și în apele tulburi ale politicii dâmbovițene. Partid și-a pus candidat la postul de primar un renumit stomatolog. Probabil că în speranța că va plomba găurile din asfaltul din oraș sau găurile din bugetul primăriei. Interesant că mulți foști și-au depus candidaturile, oameni care au deținut prima sau a doua funcție în stat. Ce atureau și ce-i mâna pe ei în luptă. Să luăm pe primul și cel mai de vază. De la el a învățat națiunea cum se toarnă. Cum se toarnă whisky on the rocks. Ce credeți că vorbesc despre ce? Whisky on the rocks, commercial fleet on the rocks, local administration on the rocks, national administration on the rocks. Adică traducere din limba engleză, răchie eșuată pe stânci, flotă comercială eșuată pe stânci, administrație locală eșuată pe stânci, administrație națională eșuată pe stânci și așa mai departe. Acum se pare că vrea din nou primărie pentru că se plictisește în exilul său aurit din Bruxelles. Simte că îl furnică să mai intre într-o bătălie politică, are nevoie de băi de mulțime, de dat la joalele adversarilor. Se plictisește omul. Mai avem și doi foști premieri care revin în forță. Unul dintre ei poate aduce un mare număr de voturi listei sale, bazându-se pe experiența trecutului. Probabil contează pe votul masiv al pensionarelor din industria textilă. Atenție însă, după 30 de ani, cu vârsta vine și mintea. Așa că de data asta, aceste doamne s-ar putea să condiționeze votul de bani și de valută. Celălalt, fost premier, dorește de fapt să-și salveze partiduțul de unică folosință de intrare în uitare și se aruncă în luptă, la fel cum a făcut-o și la europarlamentare. Probabil că va avea același succes, sub 4%. Mai sunt destui candidați, la fel de expirați și de originali, precum și cei pe care i-am menționat mai înainte,
dar sunt atât de nesemnificativi, atât de plictisitori, încât nu merită efortul de a scrie despre ei. Pentru a ajunge subtilul săgeților noastre, ei ar trebui să ne plătească. E, și acum aș vrea să mai adaug ceva pe același subiect. Un aspect care m-a frapat este că actualii primari, chiar dacă în alte domenii sunt mereu în urmă, când este vorba de a fura startul campaniei electorale, sunt mereu înainte. Primăriile plătesc clipuri publicitare la televizor, la greu, și asta de luni de zile. Mai mult, acești primari sunt pe valul tehnologiei, folosesc realitatea virtuală. De exemplu, am văzut un primar de sector care își făcea reclamă cu un spital uriaș construit pe calculator în 3D și care era prezentat ca fiind gata să primească bolnavi, deși este numai în stadiu de proiect pe calculatoarele proiectanților. Efectiv, ca în filmul Matrix. Mai modestă ca mijloace tehnice, Primăria Capitalei folosește Photoshop pentru a vorbi de zecile de clădiri refăcute în București. Ca vechi bucureștean, nu am putut să nu recunosc cele 3 clădiri photoshopate și filmate din mai multe unghiuri pentru a da impresia că sunt multe. Dacă vreți, vă și spun care sunt acele clădiri. Dacă mijloacele tehnice ale Primăriei Generale a Capitalei au fost mai modeste, în schimb, banii dați pe difuzarea spoturilor publicitare au fost cu siguranță mai mulți. Pe orice canal TV te uiți, la cel mult jumătate de oră, vezi filmulețul acesta de propagandă. Mă miră că nu au ajuns să-l dea și la Mezzo. În concluzie, dragi ascultători, vă doresc să analizați cu multă grijă oferta electorală înainte de a decide pentru cine votați. Mai aveți câteva zile bune de clipe și fiori de râs. Mulțumesc. Iar noi să ne întâlnim cu succes și în emisiunile viitoare, unde vom continua să-i mai forfecăm așa puțin. Puțin și să ne aducem aminte că pe vremuri exista o emisiune de satiră și umor. Noi ceea ce facem, facem cu prietenie și să spunem nu chiar prietenie, că nu-i cunoaștem pe niciunii, dar cu simpatie, da. Și de asemenea să amintim ascultătorilor de toate felurile că noi suntem voluntari, că noi nu facem politică, așa încât sunt mici, să spunem, flash-uri, mici scântei care să ne destindă în această perioadă destul de crispată din cauza pandemiei. Acum aș mai vrea două lucruri să spun, pentru că te-am lăsat să începi tu întru totul. Vreau să spun că emisiunea de săptămâna trecută, prima noastră emisiune a rubricii Politica Pastila Amara, a avut succes. Au fost comentarii foarte frumoase din partea ascultătoarelor și ascultătorilor. Și mă aștept ca acum să mergem pe acest val, să spunem. Și trebuie să recunosc că stilul tău este spumos și așa cum mă așteptam. Vroiam să spun încă ceva, că noi nu preluăm ce spun și celelalte televiziuni. Eu știu, s-a bătut enorm de multă monedă pe, de exemplu, noi cităm, analfabetismul să nu plece niciodată din orașul nostru sau unui personaj pe care tu l-ai menționat adineaur, tot sigur cu simpatia satirei și umorului, a luat odată mită, acum nu-i distrugem omului toată viața. Așa e în tranziție, avem nevoie de un moment zero. Cine i-o fi împiedicat pe acești domni politicieni să aibă acest moment zero oricând? Ei, să ne luăm la revedere pentru această ediție de la ascultătorii noștri și să ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu gânduri bune și cu aceeași pastilă ușor amară. Mulțumesc, Radu! Mulțumesc, Serena! Mulțumesc ascultătorilor!